Doamne ajută, bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție a emisiunii De Presat Presa aici la Radio Dobrogea și Neptun TV, online deocamdată la Neptun TV, până se va prelungi licența. Înțeleg că treburile sunt aproape de finalizare, ca Neptun TV să-și reia emisia și în eter. Deocamdată Neptun TV emite numai online, pentru că trebuie să-și prelungească licența la CNA. Deci, Face Press la Neptun TV, emisiunea De Presat Presa la Radio Dobrogea, revista presei. Ceva subiecte și astăzi o să începem cu unul care agită de ceva vreme Facebook-ul și comentariile românești. Este o dovadă limpede și clară a felului în care astăzi se duc lupte ideologice în planul civilizației noastre zis democratice, și anume, astăzi asistăm la un adevărat război duhovnicesc pe față, terenul de bătălie fiind liberul arbitru al omului, și anume luarea de decizii. Uite un exemplu, pe Realitatea TV citesc o știre foarte interesantă, și anume că o femeie din Statele Unite ale Americii a refuzat să facă avort la recomandarea doctorului și a decis, studiind problema, interesându-se în stânga și în dreapta, a decis să păstreze copilul în ciuda sfatului medicului, care nu dădea șanse de supraviețuire pruncului, pentru că avea o afecțiune congenitală numită gastroschisis. Adică copilul s-a format și creștea cu organele în afara corpului. E cumplit ce se întâmplă. Totuși, femeia a decis că nu face avort și copilul ar avea șanse de supraviețuire. Așa că a născut după 7 luni, la 7 luni a născut. Copilul, într-adevăr, s-a născut cu această afecțiune congenitală, dar medicii l-au învelit într-o folie specială pentru a-l proteja. Timp de 2 săptămâni s-au străduit să introducă organele în interiorul corpului, un fel de operațiune chirurgicală foarte delicată, și a reușit operația. După 8 săptămâni, cei doi părinți și-au adus fiul fericiți acasă și a devenit un copil sănătos și fericit. Vezi? Este dovada clară a faptului că decizia, liberul arbitru, este disputat în acest război duhovnicesc, pentru că am văzut pe internet o luptă între cei care susțin avortul și cei care sunt contra avortului. Subliniez că mă număr și eu printre aceștia. Tot fel de discuții, de argumente, am auzit argumente și stupide, gen, domnule, dar dacă femeia rămâne însărcinată în urma unui viol și ea nu vrea copilul, ce faci? Nu trebuie să-l dai afară? Dar frate, la argumentul ăsta atât de dur, să zic, îți aduc și eu unul. Dar dacă ai fi fost tu în locul pruncului de acolo și te-ai fi născut în urma unui viol, ai fi preferat să mori? De asta este întrebarea. Adică ia să ne punem noi în locul pruncușorului de acolo numit absolut dezumanizant și dezgustător produs de concepție. Dar toți am fost produs de concepție. Ce e asta? Cum adică produs de concepție? Îți convine să spun eu, băi, produs de concepție. Așa? E frumos? Ăsta e limbaj de cartier, produs de concepție. Cum adică să stipulezi undeva niște legi că omul e produs de concepție? Omul e om din clipa facerii lui, conceperii lui. N-ai vrea să te pui tu în locul produsului de concepție, că doar și tu ai fost produs de concepție, dacă îi s-o iau așa? Ia pune-te tu în locul pruncului, care rezultă în urma violului, să zic așa, și vezi dacă îți convine. Ha? Accepti să fii dat afară că, vezi, Doamne, mămicuța ta n-a vrut să te păstreze? Ha? Parcă nu prea-ți convine gândul ăsta. Deci e război pe tema asta, cu tot felul de argumente care mai de care mai stupide, dar locul de joacă este voința omului, pentru că voința contează foarte mult și, până la urmă, voința face și votul. Să nu uităm că trăim într-un sistem zis democratic, care, până la urmă, mie îmi pare democrația de fapt o cortină prin care cei bogați
se joacă cu cei săraci, dându-le iluzia că sunt liberi. Așa îmi pare mie democrația, ce vreți. Sincer, simțiți că votați în cunoștință de cauză? Bine, asta nu înseamnă că nu mergem la vot, să ne înțelegem. Trebuie să votăm însă responsabil. Să votăm ce știm că e bine, nu să votăm după cum ne spun unii și alții. Și acum, dacă tot am ajuns la faza asta cu lupta asupra liberului arbitru, să intre în scenă poate cel mai disputat personaj al momentului, controversat încât a ajuns și temă de campanie electorală, să vină domnul George Soros la rampă, pentru că deja în România se vorbește de soroșiști care ar și conduce România. Conform unei publicații centrale național, 22.000 de soroșiști sunt pe funcții în România și conduc România, adică structura de stat românească este deja formată pe alte idei. Pentru că, până la urmă, hai să vorbim cine este George Soros. De aici pleacă toată discuția. George Soros este unul dintre foarte, foarte bogații oameni ai planetei, care își folosește averea într-un singur scop, să o facă și mai mare. Știi? Asta este. E foarte simplu. Adică el își folosește banii pe care are ca să facă și mai mulți bani. Cum se întâmplă treaba asta? Ca să poți să faci bani, în economia zis de piață, trebuie să ai piață. Ca să ai piață, îți trebuie un lucru foarte important pe care l-am pomenit adineauri, și anume să ai acceptul clientului, să ai mulțumirea clientului, să ai acordul clientului. Știi? Adică dacă eu accept și sunt de acord și sunt mulțumit în sinea mea că un produs e mai bun ca altul, mă duc și îl cumpăr. Sau trebuie să accept măcar că am nevoie de acel produs. E, pentru asta domnul George Soros se folosește foarte mult de globalismul economic, în care investește enorm pentru că scoate foarte mult din acest globalism economic. E, acum însă economia de piață se face după niște ideologii, după niște cutume, ca să le spunem așa. Există un joc al pieței în care domnul George Soros investește foarte mult. Ca piața să meargă cât mai unsă, trebuie să ai clienți cât mai mulțumiți. Pentru asta trebuie să lucrezi la mentalitate. Și atunci domnul George Soros investește foarte mult în acest război duhovnicesc al mentalităților. El și-a propus, și nu numai el, există și mulți alții neștiuți. El e cel mai știut pentru că au scăpat tot felul de documente și la un moment dat chiar a făcut el publică treaba asta. Și cei pe care îi susține au făcut public faptul că sunt finanțați, fundațiile lor, ONG-urile lor, sunt finanțate de George Soros. Care-i schema? E foarte simplă. Tu, ca miliardar, finanțezi niște ONG-uri, organizații non-guvernamentale, care au ca treabă nu să facă lobby la guvern. Cu asta se ocupă alții, pe care, sigur, bogații lumii finanțează și pe ăștia. Lobby-ul la guvern e una, dar există și un lobby în societate, ca societatea să accepte ideile de piață. Iar în războiul ăsta intră și chestiunea asta cu homosexualitatea, cu proavorționismul, cu toate chestiunile astea pe care noi le numim necreștinești sau imorale. În general, când vrei să vorbești de piață și de tehnici de piață, ajungi mai devreme sau mai târziu la conflictul cu religia. Pentru că religia, prin definiție, credința este antipiață. Credința presupune să ai niște valori în care să crezi, în care să rămâi demn, în care să nu te vinzi. Piața presupune opusul. Vânzarea și cumpărarea, negocierea, compromisul, toate chestiunile astea, înțelegi? E, domnul George Soros, vrând nevrând, prin ONG-urile astea pe care îl finanțează, ajunge la un moment dat să se lupte moralmente, adică pe considerente morale, cu religiile. Unde sunt ele majoritare? În Occident, cu Biserica Romano-Catolică, vedeți acum recentul caz în care, de asta zic că eu am doar senzația că trăiesc într-o democrație, dar clar nu mai e democrație. Pentru că, de exemplu, Polonia, stat democratic, a votat o lege anti-avort. Păi au sărit toți pro-avorționiști ăștia, au sărit și au zis, vezi, Polonia aproape ca pe vremea comunismului. Dom'le, este decizia suverană a unui stat.
A, nu vă place, că vă strică mentalitățile, că la conducere în Polonia este o conducere conservatoare sprijinită de biserică. Deci iarăși ajungem la conflictul cu biserica. Înțelegi? Asta este războiul etern între credință și piață. De asta zic că nu-i democrație. Adică dacă ar fi democrație, ar trebui ca noi să recunoaștem dreptul de a alege și de a stabili niște lucruri democratice al polonezilor. Nu, aseară am văzut niște comentarii absolut antidemocratice de mulți care sunt cu democrația în gură toată ziua. Gen Dragoș Pătraru la emisiunea aia lui de la Digi24 și alții sorosiști, să zicem așa, plătiți, formați în tot felul de ONG-uri al lui Soros, care au gândirea asta zis liberă, că ceea ce promovează domnul Soros, de fapt, este gândirea liberă. Gândirea liberă, societatea deschisă, da? Chiar așa se și numea unul din ONG-urile românești, Fundația pentru o Societate Deschisă, prin care vin antimoralități, chestiuni imorale. Bun. Și ce câștigă domnul Soros, de fapt, din treaba asta? Păi câștigă, în primul rând, destabilizarea unui popor. Pentru că un popor care nu mai are valori în care să rămână demn și de regulă aceste valori sunt fundamentate religios, este un popor manipulabil. Un popor deschis către compromis, deschis către vânzare și cumpărare. Ba chiar unii sorosiști s-au apucat să spună așa că da, domnul Soros nici n-are ce să aleagă de la România. Ei, iași, chiar vreți să ne mințiți pe față? E unul pe dilema veche, Teodor Tiță, care scrie, domnule Soros, ați aflat probabil că foarte lume se leagă de dumneavoastră, dar, domnule, n-aveți nicio șansă în România, că noi suntem o societate praf, în care nu suntem în stare să ne conducem, așa că nu știu ce căutați pe la noi. Păi să-i spunem noi, domnului Tiță, ce caută domnul Soros la noi. N-ați auzit, domnule, că omul își folosește averea ca să facă și mai mare avere? Caută resurse, domnule. Și open society este un fel de gândire în care tu, de bună voie și cu zâmbetul pe buze, îți vinzi țara, domne. Adică zici, am aur, unde? Dau un exemplu, Roșia Montană. Sau alte exploatări aurifere, cuprifere, uranifere din România. Eu ca stat nu pot să fac față, nu. Mă apuc și privatizez. Și dau lui X, lui Y, lui Z, care X, Y, Z de regulă sunt investitori străini, să vină investitorii străini. După care ne plângem că România n-are capital românesc. Înțelegeți cum funcționează povestea cu domnul Soros? El se luptă cu religia pentru a face bani din treaba asta. Pentru că există un conflict fundamental între biserică și lume, între religios și piață. Biserica nu poate fi piață. Omul religios nu e deschis pieței. De fapt, asta vrea domnul Soros. Societate deschisă, dar la ce? Nu la nou, nu la imoralitate. Astea sunt numai mijloacele prin care lucrează. Domnul Soros vrea o societate deschisă la piață, ca să facă și mai mulți bani. Că, de fapt, bogații lumii cu asta se ocupă, să facă cât mai mulți bani. Ați văzut, ieri încheiasem emisiunea cu știrea că acum își cumpără buncăre militarizate în Elveția ca să-și țină acolo lingourile de aur, averile, bijuteriile, că trebuie să le adăpostească și undeva, să le bage undeva sub pământ. Bancă, asta ca să lămurim cu domnul Soros și mai bine cum face el bani din orice, manipulând ideologiile și masele, e aflat că domnul George Soros s-a hotărât să bage 500 de milioane de dolari în migranți, în fenomenul de imigrație, pentru că zice că el va scoate bani din treaba asta. Cum? Păi foarte simplu, dacă citesc pe regulile bogaților, dacă vrei să ai profitul mare, trebuie să ai costurile mici. Costuri mici înseamnă și salarii mai mici. Adică găsești niște imigranți și îi plătești. Pentru că întotdeauna un imigrant va fi mai ieftin decât un rezident. Da? Un imigrant e dispus să muncească și pe mai puțin decât cel rezident care știe că are o valoare și o anumită demnitate. Cu asta se luptă domnul Soros, cu demnitatea, cu valorile. El vrea o piață deschisă cât mai ieftină ca să facă cât mai mulți bani. Și a zis așa, într-o scrisoare publicată recent pe Wall Street Journal, că va investi 500 de milioane de dolari în migranți, în fenomenul migrației, pentru că valul de migranți va spori averea mea. Adică
Acum că valul de migranți care intră a fost stabilit, am să investesc 500 de milioane de dolari ca să fac procesul de neoprit veșnic și capabil să se autofinanțeze și am să fac foarte mulți bani pentru mine în același timp, scrie domnul Soros pe Wall Street Journal. Atâta timp cât este îmbrăcat în limba compasiunii, nu este nimic ce puteți spune împotrivă. Vedeți că se și folosește exact ca diavolul în rai, știi? Când zicea, a zis Dumnezeu că să nu mâncați, nu, stai că te mâng eu. Vin eu acum cu compasiunea și ți-arăt că de fapt Dumnezeu te minte. Că despre asta este vorba. El vrea să dea o tentă umană, bagă banii ăștia în imigranți, schipurile că le plânge de milă, dar de fapt el îi aduce în Europa ca să fie o forță de mână ieftină, ca să lucreze pentru ei patronatul, pentru că în realitate societatea e împărțită între patroni foarte bogați și restul angajaților care sunt sclavi pe plantațiile lor. Să nu vă închipiți că e altfel. Deja societatea globalismului economic la asta a adus o mână de oameni, subțire mâna asta de oameni, puțini, dar foarte bogați, care dețin 90% din resursele planetei și restul noi suntem toți angajați la ei. Înțelegi? Despre asta este vorba. Adică asta, în numele milei, cu charity, cu de-astea, ei fac și mai mulți bani, de fapt. Știi? Despre asta este vorba. Așa că ăsta este domnul George Soros, un om de afaceri foarte veros, care n-a ezitat să atace lira sterlină, moneda statală a unui stat suveran, Marea Britanie. N-a ezitat să atace lira sterlină, făcând-o să coboare, ca să cumpere el niște acțiuni, după care, după ce a crescut la loc lira, le-a vândut și a făcut bani din acest atac al lui, adică din speculații bursiere. Da, asta este afacerismul global cinic și, vă repet, de asta este luptă între religie și piață. Așa că, pentru toată lumea, trebuie să fie foarte clar că ONG-urile astea finanțate de Soros și de alții, că sunt o grămadă de lobiști și de finanțiști, nu numai din America, din toate părțile lumii, ăștia se luptă, de fapt, e un război duhovnicesc pe decizia omului. Omul să ajungă un sclav fericit, cum spunea Ovidiu Muzeu, unul din eseurile sale. Important e să ajungi sclav fericit, adică să fii sclav pe plantația bogatului, dar să fii fericit, să ai și tu minimul tău confort, că știți cum e, orice om are un preț și majoritatea, dacă au acolo cât de cât, sunt fericiți, nu le mai pasă că deasupra lor se întâmplă niște lucruri cu totul și cu totul de neînchipuit. Între timp, că tot vorbim de finanțări și bani europeni, Bucureștiul a reușit performanța prin primăria sectorului 2 să construiască niște diavoli pe fonduri europene. Da, domnule. Deci a existat un proiect european în București numit Casa Groazei, în parcul de distracții din parcul Lacutei. În parcul Lacutei există un parc de distracții și ci că te distrezi mergând la Casa Groazei. Și la Casa Groazei, la intrare, s-au făcut două statuete în care se reprezintă niște diavolițoi, niște drăcușori, draci, în toată regula, că sunt mari, sunt foarte înalți, sunt cât casa, draci cât casa, știi? Adică, înțelegeți jocul de cuvinte. Da. Și a ieșit gălăgie. A ieșit nemulțumire. Ce faceți, domnule, aici? Ne speriați copiii? Ce fel de distracție asta cu diavoli? Păi ei cred că sunt ca în Occident, unde în Occident ăștia de personalizații au ajuns să se bucure de Halloween, de vampir, de trăznăi de genul ăsta. Și cred că și în România merge, știi? Și oamenii care încă mai au un bun simț, cu asta se luptă domnul Soros și toți globaliștii, cu bunul simț creștin până la urmă, au zis, stai, domnule, cum ne pui aici pe banii europeni diavolul în parc? Vrei să sperii copiii? Și acum primăria a zis, domnule, trebuie să mutăm, dar stai să vezi, daravelă, că primăria zice, domnule, noi am mutat diavolițoi de acolo, că n-ar fi o problemă să-i mutăm, dar pierdem banii europeni. Adică vă dați seama ce drăcovenie e acolo. Știi, dacă muți diavolițoi, pierzi banii europeni. Na, ce te faci? E o dilemă. Dar nu puteau ei să se gândească la toate astea înainte? Că nu știu cum se întâmplă că în România uneori luăm decizii
pripite și ne trezim după că, aoleu, ce-am făcut. Știi? Adică proiectul european a fost inițiat în 2010, în 2013 s-a semnat contractul de finanțare și printre echipamentele achiziționate s-a regăsit și Casa Groazei. Auzi, echipament? Casa Groazei a ajuns echipament. Și, conform proiectului, trebuie să se asigure niște scenarii de groază care se regăsesc la exterior. Așa că statuetele respective sunt elemente decorative ale echipamentului, cum ar veni ale groazei, știi? Adică, domnule, ne-am propus pe bani europeni să finanțăm groaza, domnule. Tu vă dați seama în ce lume trăim. Deci am luat o razna, pe bune. Noi vrem să facem... Ce vrem noi de la viața noastră? Că nu mai înțeleg. Finanțăm groaza, ne plângem că avem sărași, că n-avem alea, că n-avem educație. Vrem spitale, nu catedrale, știi, de-astea. Și noi luăm pe banii europeni Casa Groazei, domne. Casa Groazei. Suntem de groază, domne. Suntem de groază. Ce să mai zici? Nu mai zici nimic. Asta este. Am ajuns de groază. Deci, dilemă mare. Dacă se renunță la aceste statuete, spune reprezentantul primăriei sector 2, vom fi penalizați. Adică contravaloarea statuetelor, care sunt ele finanțate pe bani europeni, va trebui achitată de primărie. Și uite aici, drăcovenie. Deci, pe bani europeni ți-ai pus pe dracu un parc și acum tu trebuie să plătești, românule, prin primărie, că primăria ia bani de la români. Trebuie să plătești românele ca să scuți dracul din parc, știi? Asta mi-aduce aminte de novela interesantă a lui Vasile Alexandrii, Cuiul lui Pepelea. Trebuie să o citiți. Este de nu știu câte ori mi se întâmplă să regăsesc novela asta actuală. Bine, nu mai vorbim de Caragiale, care e foarte actual, dar novela asta Cuiul lui Pepelea e absolut potrivită timpurilor noastre și mai ales știrile astea. Pe scurt, vă relatez din nou, Pepele avea o casă de vânzare. Și vine la el Agvinte, un bogat al timpului. Și zice, băi, Pepele, vreau și o casa ta. Pepele, că vrea, că nu vrea, că nu știu ce, până la urmă a zis, hai, bine, ți-o dau. Dar zice, am o singură condiție. Să-mi lași din toată casa asta să fie un singur lucru al meu, la care să am acces când vreau eu. Și a zis, care să fie? Zice, uite ce cuiul ăla din perete, cuiul ăla din perete să fie al meu. Și a zis bogatul, nu, băi, Pepeleu, că nu. Deci s-a gândit bogatul cum să facă el să ia casa lui Pepelea, a început să-l chinuie, știi? Când și-a dat seama Pepelea de treaba asta, a zis, bine, domnule, lasă că-ți las casa, dar uite, hai, te rog eu, hai să lăsăm cuiul acolo. Și până la urmă, bogatul a acceptat, a zis, băi, îi iau totuși casa, adică ce poate să mă coste un cui? Bine, bă, ăla să rămână cuiul tău. Pepelea, victimizat, a zis, hai, lasă, ia casa, dar las cum eu înapoi de la tine, n-avea tu grijă. Și ce făcea Pepelea? Pepelea, în toiul nopții, în toiul dimineții, ziua, noapte, când avea el chef, venea la boier. Bună ziua! Bună ziua, boierul! Ce vrei de la partea mea? Păi și am venit la cuiul meu. Cum adică am venit la... Am venit la cuiul meu, e cuiul meu? Ai scris că e cuiul meu? E cuiul meu. Mă duc la el. De ce nevoie de el? Să-mi pun pălăria în el. Intra Pepelea și punea pălăria, cu ei pleca. Mai venea noaptea iarăși, bum, bum, bătea, se trezea bogatul foarte supărat. Ce vrei, mă, la ora asta? Păi am venit să-mi iau pălăria. Păi, dar, nu știu, domnule, e cuiul meu. Înțelegi? E cuiul meu. Ia-ți pălăria. Așa, se întorcea dimineața. Alo, jupâne, bună dimineața. Ce mai vrei, Pepeleu? A venit să-mi pun pălăria la loc. Că plec la muncă. Și tot așa l-a chinuit Pepelea, bă, săracul boier, că nu i-a mai trebuit, pe loc mi-a zis, băi, știi ceva, ia-ți casa înapoi și cuiu, bineînțeles, și lasă-mă în pace. Și a plecat boierul învârtindu-se, nemai dorind nimic la casa lui Pepelea. Ăsta este exact ce se întâmplă cu dracul ăsta în parc. Adică, noi chipurile ne facem un bine luând banii europeni și ne băgăm pe dracul în parc, după care trebuie să mai și plătim ca să-l scoatem, știi? Am pățit ca boierul cu Pepelea. Da, vreți să vă scoateți dracul din parc? Foarte bine, plătiți! Că noi vă dăm banii europeni pentru că și aici sunt reguli foarte stricte. E limpede ce se întâmplă, nu? Mai departe în emisiune, o mică victorie anunțată, bine, e vorba de guvernul tehnocrat care, până la urmă,
face și el ce poate, că multă vreme nu mai are, și decât să plece cu coada între picioare, m-a zis că măcar să plece cu imaginea spălată. E vorba de Ministerul Mediului și doamna ministru al mediului, Cristina Pașca Palmer, care a retras proiectul de ordin care prevedea împușcarea a 1600 de animale sălbatice protejate, chipurile că erau în contradicție cu omul, că generau pagube omului. Deci ministerul a renunțat la această vânătoare cu derogare, după ce presa s-a agitat foarte tare și s-a sesizat faptul că se împușcă niște animale nevinovate. Era vorba de 552 de urși, 657 de lupi și 482 de pisici sălbatice. Și au fost proteste foarte mari. Domnule, stai așa, ce faceți, domnule, cu animalele astea? Cum adică sunt ele periculoase pentru om? Și doamna ministru a venit și ea la momentul ăla și a spus, domnule, e o problemă cu numărătoarea, adică s-a numărat cam ca steagurile lui Pristan, dar știi, de 2-3 ori s-au numărat animalele, nu sunt chiar atâtea. După care, doamna ministru, când a văzut că s-a umflat subiectul în presă, a făcut un lucru de bun simț și bravo ei, că a avut tăria să facă treaba asta, a cerut dovezi ale periculozității. Au zis să consilierii doamnei ministru și doamna ministru, spuneți că animalele astea sunt periculoase pentru om? Da, domnule, generează pagube. Ia dați-mi dovezi. Dați-mi dovezi. Și dovezile n-au prea venit. După care s-a trecut la o fază ulterioară în care s-a cerut și avizul Academiei Române. Academie Română, oameni specialiști, oameni inteligenți. De data asta, Academia Română a dat aviz negativ. Că nici Academia n-a crezut că atâtea animale pot fi super periculoase pentru om. Și a zis, noi nu credem că sunt așa de periculoase. E, în virtutea acestor date noi, doamna ministru și-a permis retragerea ordinului. Felicitări ei, foarte bine, bravo, așa se face. Deci nu ne apucăm să împușcăm de nebune animale dacă nu avem dovezi că într-adevăr sunt foarte periculoase. În schimb, doamna ministru a mai făcut un lucru. Se înființează serviciul de urgență pentru animale sălbatice în subordinea Ministerului Afacerilor Interne și această structură va elimina suspiciunea vânătorii pentru agrement. Adică oamenii ăștia vor fi un fel de poliție a animalelor, există și prin vest treaba asta, și verifică ei cât de periculoase sunt animalele astea, dacă trebuie împușcate sau nu. E binevenită inițiativa, pentru că omul e foarte sălbatic cu mediul, sunt deja specii pe cale de dispariție și atunci e bine să ponderăm dorința asta de vânătoare și de a avea trofee, că vă dați seama, toate animalele alea împușcate nu se duc nicăieri. Vine cineva, le recoltează, le ia blana, le ia cărnița, le ia ce mai trebuie, știți? Și atunci existau suspiciuni. Bun, bravo doamnei ministru că a avut tăria să fie demnă. Așa da. Cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, titra ieri toată presa românească, Fondul Monetar Internațional, iar o bancă de oameni bogați, a arătat în cel mai nou raport, ne mângâie așa și ne mărulește, că România va avea cea mai mare creștere economică din Europa în următorii 2 ani. Adică pe anul economic 2016, că nu s-a încheiat, și pe anul 2017. Adică va fi mai bine. România va înregistra un avans de 5% al produsului intern brut. Bun, e bine, să zicem. Deci avem mai mulți bani, înțeleg, nu? Că dacă avem creștere economică, avem creșterea produsului intern brut, înseamnă că avem mai mulți bani. Întrebarea mea este, resimțim și noi poporul creșterea asta economică sau iarăși ne lăsăm păcăliți de statistică? Că știi cum e statistica? Statistica e în felul următor. Vă dau un scurt exemplu. Un patron are 100 de angajați. Da? Bun. Patronul își pune angajații la treabă și ca să vrea să facă profit mai mare, adică să contribuie la produsul intern brut al României, începe să dea salarii mai mici la angajați. Astfel lui crește profitul. Știi? Asta e una. Doi.
un alt mijloc prin care crești profitul este pui mâna pe niște resurse. Adică descoperi niște petrol, gaze, aur, țiței, chestii, trestii, tot felul de lemn, cherestea, știi? Tot felul de lucruri. Chiar și trestie. Vorba asta, chestia, trestia, nu vine. Ceaușescu avea o manie în a recolta stuful din Delta, din care spunea că se poate face o hârtie de foarte bună calitate. Da? Deci stuful e o resursă naturală, până la urmă. Pui mâna pe aceste resurse, îți crești cifra de afaceri, contribui la produsul intern brut, iarăși îți merge afacerea. Numai că, în situația aceasta, cine ia banii din creșterea produsului? Patronul sau angajații? Pentru că dacă patronul trage tot profitul pentru el și nu-l împarte, cum ar trebui teoretic, cu angajații, înseamnă că angajații se uită în soare și patronul ia banii și pleacă. Despre asta este vorba. Statistica ne prezintă o medie. Sau statistica ne prezintă privirea de ansamblu asupra unui popor. Problema este cum beneficiază și poporul de creșterea asta a produsului. Pentru că dacă vorbim de economie de piață și investiții străine, s-ar putea să nu ne mai bucure așa tare faptul că mari investitori străini vin în România și fac bani pe rupte. Că pe hârtie România o să stea bine, crește economic, că au venit investitorii. Dar românul tot la patron ajunge, tot salariul mic îl are, tot viața aia de mizerie o are. Și patronul și ia banul, acționaratul și ia banul și îl duce la el, de unde a venit el, știi, cu investiția lui, cu tot. Deci, statistica nu-i tot una cu viața reală. De asta zic, n-ar trebui să ne bucurăm atât de tare. Există și un drog ușor pentru treaba asta. Știi cum e vinul? Alcoolul e socotit drog ușor. Adică când vrei să te amorțești așa un pic, să uiți de viață, bei 1, 2, 3 câte pahare de vin până când uiți de tine. În toată povestea asta vin mari bogați și ne mângâie așa liniștitori, zice, stați liniștiți, nu trebuie să vă agitați, că noi prin afacerile noastre facem să scadă inflația și șomajul. Adică noi dăm locuri de muncă. E drogul ăsta ușor care se servește tot timpul. Domnule, dacă vine investitorul, scoate lumea din sărăcie, dă locuri de muncă. Dar mie nu mi se pare corectă treaba. Uite, cu riscul de a fi redenumit comunist, că unii mi-au zis că sunt comunist, că sunt împotriva capitalismului. Nu, domne, eu nu am treabă nici cu nici cu alții. Eu vreau un sistem economic echitabil. Ceea ce e altceva. Vreau un sistem economic echitabil. Nu vreau ca din resursele unei țări să se înfrupte numai unii. Că de asta sună comunist. Comunismul zicea, toate resursele sunt ale țării și ale poporului. Da, dar și comunismul avea protipendada lui, avea camarila lui și poporul stătea cum stătea. La un moment dat s-a creat acest dezechilibru. În teorie, da, toate sunt ale poporului, dar în practică ale unei părți din popor. Dovadă statistica de care v-am zis. 2% din oamenii planetei dețin 90% din resurse. Asta vi se pare echitabil? Că mie nu mi se pare. Eu vreau un sistem economic echitabil. Adică nu mă mulțumește faptul că îmi dai mie de muncă. Dă-mi și demnitate odată cu munca mea. Plătește-mă la munca pe care o prestez. Că așa, din șomaj, trec într-o formă de sclavie, nu mă mulțumește. Că nu toți angajații sunt și fericiți. Știi? Despre asta este vorba. Dar, mă rog, la astea nu se mai discută, știi? Când vine vorba de fericirea angajatului, lucrurile dispar brusc într-un neant. Iar la toate astea, statul se uită neputincios. Hai să vorbim de o treabă foarte dureroasă, că tot era războiul ăsta al vaccinurilor și ca să vedem cum își dă statul cu stângul în dreptul încă o dată. Știi că se vorbește de ceva vreme că sănătatea din România este bolnavă. Cum își dă Ministerul Sănătății bolnave cu stângul în dreptul? Își dă prin criza de vaccinuri. Deci după ce că avem un scandal cu vaccinurile, că a sărit ministerul și a zis, domnule, că nu se vaccinează lumea. Bun. Și exista o problemă și anume tu ca minister, pune mâna și explică de ce e bine să ne vaccinăm, ca oamenii să nu mai aibă frici, întrebări, mai pertinente sau mai puțin pertinente, rezerve și așa mai. Să nu mai fie, cum să spun, circumspecți oamenii în fața vaccinului. Tu ca minister, dacă îți pasă de sănătatea publică, ai datoria să informezi cetățeanul de ce e bine să se vaccineze, să-l convingi într-un fel, să duci o campanie de asta de convingere, că, domnule, vaccinarea e bună.
E, pe lângă faptul că ministerul n-a prea făcut treaba asta, a venit cu a doua gafă și anume nu mai sunt vaccinuri. Adică chiar și oamenii care vor să se vaccineze nu se mai pot vaccina. De ce? Pentru că la cabinete nu se mai găsesc vaccinuri. Există situații ale unor părinți care spun că vaccinul împotriva tuberculozei și a alte 6 boli grave din primele luni de vaccinare nu prea se mai găsește. Au fost situații în care bebelușii au împlinit 6 luni și vaccinul care trebuia administrat la 4 luni nu se găsea în cabinet. Și în situația asta ce face omul? Păi, și aici intervine cum să spun, rezerva omului, pentru că el vede că ministerul nu trage pentru el. Deci pe lângă faptul că nu răspuns cum trebuie la treaba asta cu scandalul vaccinurilor și te oțărăști că lumea nu se vaccinează, vii și spui că, aoleu, nu avem vaccinuri, mergeți la farmacii și vă cumpărați. Păi nu dai așa apă la moară celor care spun că, de fapt, industria farmaceutică se folosește de vaccin ca să facă bani? Ba da! Adică, dacă vaccinul e gratuit, tu mă trimiți la farmacie să-l cumpăr eu, asta înseamnă că ai un interes să-mi iei banii. Păi și atunci nu devin eu circumspect față de tine? Nu am eu toate motivele să încep să-mi pun întrebări? Hmm? N-am eu toate motivele să încep să devin neîncrezător în cinstea ta față de mine a ministerului? Ba bine că da, am motive, am motive. Și atunci e o gafă. Știi? Nu se găsesc vaccinuri, dar tu vii și spui că, domnule, nu se mai vaccinează lumea. Păi normal, domnule, că nu se mai vaccinează. Chiar și dacă ar vrea să se vaccineze, uite că n-are cum. Că, să știți, nu toți oamenii, nu toți părinții au bani să dea pe vaccinuri, că uneori sunt scumpe aceste vaccinuri. Da? Și atunci, tu ca minister ce faci? Hmm? Ministerul Sănătății recunoaște că sunt probleme în aprovizionarea cu vaccin și afirmă că un lot de 100.000 de doze de ser hexavalent va fi adus pe 7 octombrie, urmând ca să fie direcționat medicilor de familie. În privința vaccinului BCG, autoritățile din sănătate au spus că au fost probleme cu stabilirea prețului, însă acesta este în depozite și va fi dat în folosință zile viitoare. Deci, în cazul ăsta, ei aveau vaccinul deja în depozit, dar se certau pe preț. Și în situația asta, dragilor, să mai ai încredere în sistem, zic eu. Acum, sigur, nu vreau să devin antisistem, să nu mă înțelegeți greșit. Dar sistemul nu face nimic ca să spele din păcate. La asta vreau să mă refer. Adică, fraților, fiți și voi mai cu atenție. Între timp, sistemul, ministerul, guvernul, are suspiciuni cu privire la afacerile românilor, după ce a zis că o să-i ancheteze pe chiriași, să vadă cine plătește și nu taxe. Adică guvernul vrea să pună una cum se spune, serios pe treabă, românii să-și plătească taxele și impostele. Dom'le, a mai inventat una. ANAF-ul o să-și trimeată inspectorii la nivel de spion. Îmbrăcați în civil, spionii ANAF vor spiona dacă banii negri sunt strânși periodic de cineva din firmă și dacă sunt depozitați la secret. Adică are ANAF-ul informații că în anumite firme se practică un comerț la negru fără achitarea taxelor. Și a zis, ia să mergem noi pe teren să verificăm. Ne îmbrăcăm în civil frumos, ne transformăm în spion și vedem care-i treaba. A? Cum vă place ideea asta? Dar stați liniștiți. Asta cu spionajul e veche. Adică să nu credeți că cezarul renunță vreodată la chestiunea cu secretele. S-a descoperit, și asta este știrea cu care încheiem, că celebrul serviciu de mail Yahoo, care aveți mail-uri pe la Yahoo, ciuliți urechile la știrea asta, Yahoo a scanat și verificat în secret e-mail-uri ale utilizatorilor la solicitarea serviciilor de spionaj din Statele Unite. Din anul 2015, Yahoo a creat un program informatic care permitea verificarea în e-mail-urile clienților a unor informații specifice la solicitarea serviciilor de spionaj americane. Bine, ai zice că antiterorism, asta securitate, da, domnule, să vedem și noi cum își trimit teroriștii
bombe pe mail-uri, schițe cu bombe pe mail-uri, știi? Probabil de asta Yahoo nici nu prea mai funcționează bine. Se uită prea mult serviciile secrete americane în el, poate. Dar ideea este deranjantă. Adică, domnule, tu mă suspicionezi pe mine ca stat și te uiți la mine ca la un posibil infractor. Chestia aia cu prezumția de nevinovăție începe să devină străvezie rău de tot, știi? Adică, ia să ne uităm noi prin mail-urile celor de la Yahoo să vedem cine e cu bomba. Nu zic că nu folosește treaba asta, adică de-aia sunt servicii secrete, să afle posibilele gândurile și negre ale unor dezaxați. Dar la nivel de masă, treaba asta? Adică pe mine, om care vreau să mă păstrez cinstit și curat în fața lui Dumnezeu și sigur și a legislației, mă deranjează cumva să știu că se uită unul în mail-ul meu și mai ales, aici nu e vorba neapărat de terorism, că toți am înțelege povestea asta. Ați văzut, Elveția a și votat, a dat serviciilor secrete putere mai mare. Nu de asta e vorba, e vorba că știm că sistemul uneori se folosește de noi în avantajul lui. Adică el se folosește de puterea pe care o are, nu ca să-mi fie mie bine și să fiu eu sigur. Uneori se folosește contra mea. Asta este problema. Că puternicii planetei nu mor neapărat de dragul nostru, ci își folosesc puterea uneori chiar contra noastră. Să mai spioneze ei cum să mai facă niște afaceri, care mai e starea națiunii, ce gânduri mai am eu, cum să mai facă niște bănișori de pe urma mea, ce mă mai interesează pe mine ca obiceiuri de consum. Credeți că Facebook-ul și alte rețele sociale s-au inventat degeaba? Acolo se scanează obiceiuri de consum ca să știe ce se cumpără, ce dorește omul. Că cea mai bună piață e aia în care oferi, cere și ofertă. Știi, hai că deja putem să facem un curs de economie la emisiunea asta. Deci asta e problema, că n-ai încredere totală în sistem. Da, domnule, spionează-mă, oricum n-am nimic de ascuns. Adică dacă vreau să fiu băiat cinstit, sunt om corect, n-am nimic de ascuns. Dar mă deranjează să știu că restul informațiilor mele private e scanat așa de stat degeaba, dacă îi vine vreo idee statului. Că noi avem istoric foarte vechi cu fabricarea dosarelor. Și oare câți români vor avea mail la Yahoo? Dar ce s-o mai întâmpla la Google, nu mai vreau să zic. Că știi care e treaba? În America, dacă nu colaborezi cu serviciile secrete, de a doua zi afacerea ta începe să scârție. E certificată treaba asta 100%. Dar am ajuns la finalul emisiunii, deocamdată atât. Restul, cu ajutorul lui Dumnezeu și al tehnologiei, mai vedem și mâine, mai auzim și mâine. Până atunci să aveți parte de o zi cu pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!